Bine v-am regăsit! Ca în fiecare vineri, vă voi pune o nouă întrebare, dar să dau întâi răspunsurile la întrebările precedente. Și acum două întrebări. Prima, poate omul să se ridice împreună cu placa pe care stă folosind acest sistem? Presupunem că el poate dezvolta o forță mai mare decât greutatea lui plus greutatea plăcii. A doua întrebare, presupuneți acum că placa este un cântar. Un cântar asemănător cu un cântar de baie, dar mai mare. Și că sistemul este în echilibru. Deci omul ține de frânghie și sistemul e în echilibru. Omul și placa atârnă de frânghie. În acest caz, dacă, să spunem, omul are 70 de kilograme, iar cântarul împreună cu scripetele 20 de kilograme, ce greutate arată cântarul? Voi răspunde întâi la a doua întrebare. Ce indică cântarul atunci când avem o stare de echilibru? Cel mai simplu este să pornim de la capătul de sus al frânghiei, capătul fix. Dacă ascundem sistemul de care vorbim, să zicem în spatele unui zid, așa cum vedeți acum, și ni se spune că atârnă ceva de capătul de jos al frânghiei, în echilibru, atunci știm că forța care întinde frânghia este egală în modul cu greutatea care atârnă de ea. Gândiți-vă că avem o ladă mare care atârnă de o frânghie, indiferent ce se găsește în ladă și ce forțe interne avem acolo, oameni care trag tot felul de frânghii sau țin deasupra capului haltere și așa mai departe, greutatea totală rămâne aceeași. Așa că la echilibru, tensiunea din frânghie trebuie să fie egală cu greutatea totală atârnată. Dar ne putem gândi și altfel. Să revenim la sistemul nostru. Dacă în loc ca omul de pe cântar să țină frânghia, am bloca-o cumva de scripete și am blocat și scripetele, cam așa cum vedeți în acest desen. Nu s-a schimbat tensiunea în frânghie, ea trebuie în continuare să echilibreze greutatea întregului sistem. Așa că știm că tensiunea din frânghie este egală cu greutatea sistemului nostru, adică 70 plus 20, 90 de kilograme forță. Mai departe, v-am spus cu alte ocazii, în alte materiale, că tensiunea dintr-o frânghie care trece peste un scripete sau pe sub, în cazul nostru, este aceeași de o parte și de alta a scripetelui. Vorbim despre un scripete ideal, care se poate mișca fără frecări. Înseamnă că forța cu care omul trebuie să tragă de capătul de frânghie este tot de 90 de kilograme forță. Altfel, n-am avea echilibru, scripetele s-ar roti. Și înseamnă că omul apasă pe cântar cu greutatea lui plus o forță egală cu forța cu care trage de frânghie în sus. Pentru că, dacă trage de frânghie în sus, frânghia trage de el în jos, o forță egală în modul și de sens contrar. Este principiul acțiunii și reacțiunii. Deci apăsarea totală pe care omul o exercită asupra cântarului este greutatea lui, 70 de kilograme forță, plus 90 de kilograme forță, apăsare care apare, repet, din cauza faptului că trage de frânghie în sus cu această forță, adică în total 160 de kilograme forță. Atât arată cântarul la echilibru, 160 de kilograme, și acesta este răspunsul corect la a doua întrebare. Dar să facem o verificare. Să verificăm dacă atunci când omul trage de frânghie cu o forță de 90 de kilograme forță, atât el cât și cântarul sunt în echilibru. Întâi omul. Asupra lui acționează în jos greutatea lui, 70 de kilograme forță, și reacțiunea din partea frânghiei, 90 de kilograme forță. Vedeți aceste două forțe desenate cu albastru, deci în total 160 kilograme forță orientată în jos. În sus acționează asupra lui cântarul cu o forță egală în modul cu apăsarea pe care o produce omul, adică tot 160 de kilograme forță, forța desenată cu roșu.
Deci suma forțelor care acționează în jos asupra omului este egală cu forța care acționează în sus asupra lui. Omul este în echilibru. Dar cântarul, în jos acționează asupra lui apăsarea produsă de om, adică avem o forță de 160 de kg forță, și mai acționează tot în jos greutatea cântarului, 20 de kg forță, adică în total 180 kg forță. Aceste forțe sunt desenate cu albastru. Unde e forța care acționează în sus? Frânghia trage de scripete în sus, deci și de cântar, cu două forțe. Le vedeți desenate cu roșu. Amândouă de câte 90 de kg forță, adică în total 180 kg forță. Deci și cântarul este în echilibru, suma forțelor care acționează în jos asupra lui este egală cu suma forțelor care acționează asupra lui în sus. Așa că am verificat răspunsul. La echilibru, cântarul arată 160 de kg. Și acum răspunsul la prima întrebare. Ce se întâmplă dacă omul mărește forța cu care trage de frânghie, aplică o forță mai mare decât forța necesară pentru echilibru? Să spunem că aplică o forță suplimentară F. În acest caz, e adevărat că va crește și apăsarea pe care omul o exercită asupra platformei pe care stă, tot cu valoarea F. Dar oare cu cât crește forța care trage de platformă în sus? Așa cum am spus, tensiunea în frânghie, de o parte și de alta scripetelui, este aceeași. Așa că dacă tensiunea din frânghia din stânga, cea de care trage omul, crește cu F, crește și tensiunea în frânghia din dreapta scripetelui, tot cu F. Și asta înseamnă că forța totală care trage de scripete în sus și odată cu el și de platformă, crește cu de două ori F și platforma începe să se ridice, bineînțeles, cu om cu tot. Deci răspunsul la prima întrebare este da, omul poate să urce folosind acest sistem și cred că e bine să precizez, poate să urce pentru că există și o forță externă și anume forța cu care partea din dreapta a frânghiei trage de scripete în sus. După cum arată și titlul materialului, în întrebarea de azi este vorba despre o bicicletă. O bicicletă clasică, simplă, fără schimbător de viteze, ca să fie totul simplu. Și ca să fie și mai simplu, presupuneți, vă rog, două lucruri. Primul, ghidonul bicicletei este blocat, așa că bicicleta se poate deplasa doar în linie dreaptă. Și al doilea, să presupunem că există un sistem care nu lasă bicicleta să cadă, dar îi dă voie să se deplaseze, atât înainte cât și înapoi. De pildă, o sârmă prinsă cu un capăt de bicicletă și cu celălalt de un inel care poate să alunece de-a lungul unei alte sârme, care are direcția, chiar direcția pe care se poate mișca bicicleta. Sau se poate rezolva mai simplu, un colaborator vă poate ajuta ținând bicicleta să nu cadă pe o parte sau pe alta, dar dându-i voie să se deplaseze. Pe scurt, bicicleta nu cade și se poate deplasa numai în linie dreaptă. Legăm de pedala din dreapta, cea pe care o vedeți în desen, o sfoară și tragem de sfoară în sensul pe care îl indică săgeata. Și întrebarea este, ce face bicicleta? M-aș bucura dacă cineva ar face acest experiment și dacă mi-ar trimite și o scurtă filmare, m-aș bucura și mai mult și v-aș arăta-o în materialul următor. De asemenea, m-aș bucura dacă pe lângă răspuns aș primi și explicații care să justifice ceea ce se întâmplă. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!